Dumneavoastră a spus ceva mai înainte că mai multe au fost obiectivele sau unul, da, dintre, unul dintre obiectivele pentru care am muncit, da, a fost morala, morala în politică. Așa e. Vedeți dumneavoastră, dacă, nu vom, dacă noi vom renunța la acest obiectiv, la morală în politică sau dacă vreți la o politică morală, nu avem nicio șansă. Pentru că de fiecare dată vor veni mincinoșii să ne spună în campanie electorală tot ce vor face în viitor și vor ascunde tot ce au făcut în trecut. Eu le-am spus oamenilor, alegeți nu ceea ce vi se promite. Uitați-vă în spate. Ce-a făcut unul, ce-a făcut altul, ce-a făcut al treilea, al patrulea, dar nu altfel. Și atunci, el este incapabil, el în permanență o să vă mintă și o să vă spună cât de bine o să trăim poi mâine. Când o să-l întrebați, dar ce n-am trecut, n-am trăit ieri, o să găsați un milion de pretexte. Da. Nu. Pentru ieri, el trebuia să caute soluții și nu pretexte, nu scuze, soluții. Cât de mult s-a făcut pentru ca astăzi să nu plătim gazul atât cât îl plătim? Păi noi ne apropiem la benzină curând mai scump decât îți plătești în Europa. Iată de ce apelez la ceea ce a spus dumneavoastră, descriind situația sau descriind lupta noastră din trecut, morală în politică. Lipsește cu desăvârșire. Iată de ce insist în continuare ca pe unul dintre obiective ca în politică să vină oameni morali, oameni cu soveste, cum se zice și la mine la țară, cu soveste, cu bun simț, cu frică de Dumnezeu. Pentru că dacă nu există frică și dragoste de Dumnezeu, nu există nimic, atunci îți poți permite orice. Da. De asta spun, așa putem reuși.